fața dumneavoastră, aproape de finalul mandatului meu ca primar al Comunei Giarmăta, doresc să reflectăm împreună asupra progreselor și realizărilor pe care le-am înregistrat în acești aproape 4 ani. În ciuda provocărilor și a obstacolilor cu care ne-am confruntat pe parcursul acestui mandat, sunt mândru că am reușit să ducem la îndeplinire în proporție de 90% promisiunile făcute în campania electorală. Nici atunci și nici acum nu promit ce știu că nu se realizează. Sunt un om onest, cu capul pe umeri, nu-mi place demagogia și minciuna. Așa și-a început Claudiu Mihălceanu, primarul Comunei Giarmăta, discursul în cadrul evenimentului în care și-a lansat oficial candidatura la funcția de primar. Claudiu Mihălceanu vrea în continuare să fie la cârma localității Giarmăta pentru a o face să se dezvolte și în următorii 4 ani. Am înțeles că dezvoltarea durabilă și echilibrată a unei comunități necesită și alte aspecte, precum infrastructura rutieră, spațiile verzi de recreere, educația, sănătatea și cultura. Am dezvoltat piste de biciclete și parcuri pentru a promova un stil de viață activ și sănătos. Parcul Izvor, parcul Arteză, cu teren de fotbal sau parcul sportivilor sunt doar câteva investiții pe acest capitol pe care intenționez să-l dezvolt și în viitor. În paralel, am demarat proiecte ample de modernizare a infrastructurii, asigurând accesul facil și sigur la proprietăți sau mobilitatea în cadrul comunității noastre. Accesele la proprietăți, șanțurile colectoare pentru apa pluvială, dimensionate corect pentru a nu mai fi probleme la orice ploaie, în valoare de 6 milioane de lei, pe o lungime de 12 km până în acest moment și continuăm. 13 stații de autobuz cu alveole pe rasa localităților Giarmăta și Cernăteasa. Un transport public clar și în concordanță cu cererile cetățenilor. Subvenții pentru navetiști, deși la acest capitol încă ducem un război, de data asta politic, cu conducerea USR a transportului public metropolitan. Însă vom reuși să aducem transportul la nivelul pe care îl dorim. Proiectele cu care primarul Comunei Giarmăta se poate mândri sunt multe și acoperă nevoile tuturor cetățenilor. Comuna Giarmăta este o localitate în plină dezvoltare.